Imaginile cu cei doi urși care par că se luptă au fost surprinse într-o pădure din Broșteni, județul Suceava. Deși în această perioadă urșii ar trebui să hiberneze, specialiștii spun că animalele nu mai au motiv să își înceteze activitatea iarna, deoarece găsesc mâncare în apropierea oamenilor. Cel mai probabil, cei doi urși s-au luptat pentru hrană, fie pentru a domina un anumit teritoriu. Urșii sunt animale teritoriale și au habitatul în pădurile întinse de munte, dar și în cele dese din zonele deluroase.